Bună ziua și bine m-am regăsit! Această etalare se numește Cum să atrag o relație în viața mea. Această etalare se aplică atât persoanelor singure care vor în general să aibă pe cineva aproape, cât și persoanelor care doresc să atragă în viața lor o persoană specifică, de exemplu persoane care s-au despărțit de partener și îl vor anume pe acela înapoi. În etalare vă voi spune exact cum să-l atrageți, cu ce aveți de lucrat, asta înseamnă meditație, asta înseamnă lucrat cu îngeri, asta înseamnă efort din partea voastră, să ne înțelegem. Și vom vedea în cazul fiecăruia ce trebuie să faceți. În regulă? Bun. Și avem trei variante. Avem prima variantă. A doua variantă. Și a treia variantă. O să vă rog doar să alegeți o variantă și vom începe cu prima variantă. Ok. Bun. Și la prima variantă să vedem ce puteți face să atrageți această relație către dumneavoastră. Imediat vom ajunge să vă explic exact ce înseamnă toate aceste cărți și ce am să vă spună. Și încă un singur pachet și putem începe. Bun. În cazul dumneavoastră pot să zic în felul următor. Dumneavoastră sunteți o fire un pic mai impacientată, sunteți un pic mai agitați, sunteți un pic mai nerăbdători, sunteți un pic mai agitați. Aveți nevoie ca toate lucrurile să se întâmple exact când vreți voi să se întâmple. Nu doriți să mai așteptați, nu mai aveți răbdare să așteptați, nu înțelegeți de ce ar trebui dumneavoastră să așteptați. Efectiv, foarte multă energie văd prin care dumneavoastră nu prea vreți să așteptați, însă exact asta vi se sugerează de cărți, că trebuie să așteptați pentru că lucrurile sunt ghidate divin în acest moment. Dumneavoastră trebuie să intrați mai mult pe energie feminină, să nu doar să oferiți, ci și să primiți, pentru că văd că oferiți foarte multe, dar de îndată ce se încheie o situație, rămâneți blocați acolo, nu reușiți să trăiți nici cum în prezent.
Această situație nu va veni către voi decât în momentul în care voi veți începe să lăsați lucrurile să decurgă și efectiv vă îndreptați toată atenția de la această persoană pe care vă interesează și vă focusați pe propria persoană. Acțiunea pe care trebuie să o faceți voi aici este pur și simplu să vă eliberați de tot ce înseamnă această relație, chiar asta înseamnă chiar și aruncatul pozelor sau a-i trimite înapoi fostului multe obiecte care au rămas la voi. Deci încercați pe această cale să vă eliberați de toată energia fostului. Totodată încercați să aveți grijă la chakra gâtului, pentru că chakra gâtului este destul de blocată. Voi sunteți niște ființe foarte creative și vă puteți exprima foarte bine prin scris. De asemenea, vă puteți concentra pe a face un curs sau nu știu, de a începe un proiect nou. Deci pentru voi este foarte important ca în acest moment, pentru a atrage o relație benefică pentru voi, indiferent că este vorba de o persoană anume sau vreți pe cineva nou, trebuie să pur și simplu să găsiți o cale să vă exprimați gândurile, să nu mai țineți lucrurile pur și simplu în voi sau să începeți un curs, ceva pentru dezvoltare personală. Aceste două lucruri vă pot ajuta enorm. De asemenea, trebuie să aveți credință pentru ca dumneavoastră să puteți vindeca toate traumele ce v-au rămas restante, să zic așa, și trebuie pur și simplu să aveți încredere în tot ceea ce vă gândiți, în tot ceea ce vreți să faceți, în tot ceea ce vreți să realizați. Aveți încredere că dacă vreți o persoană, va veni către voi acea persoană. Dacă așteptați pe cineva anume, aveți încredere că acea persoană va veni cu siguranță către voi. De lucrat cu îngeri, vă recomand îngerii Uriel, Raguel și Mihail. Și cam atât aș avea de spus pentru voi. Urmând să trecem la următoarea etalare. Așa. Să vedem la varianta a doua ce ar trebui să faceți pentru a atrage anumite relații în viața dumneavoastră. Bine, deja nu stau. Sincer, la pachetul numărul 2, cred că ar fi prea puține persoane care sunt într-adevăr interesate de o persoană din trecutul lor. Mai degrabă vă văd orientându-vă către ceva nou. Voi ați învățat să vă iubiți pe voi. Ați reușit să vă transformați. Sunteți firi destul de empatice. 2 secunde. Și a apărut și cartea mea preferată din acest pachet și ultimul pachet din care trebuie să preiau. Bun. Ce aveți voi de făcut? Mi se pare că voi în mare parte ați cam făcut ceea ce aveați de făcut pentru a atrage o nouă persoană în viața voastră. Ați reușit să vă iubiți mai mult pe voi și să lăsați din nevoia aceea de a controla. Încă mai aveți puțin de lucru, dar v-am zis, nu mai este atât de mult. Mai focusați-vă un pic și pe copilul interior. Văd că voi oricum ați reușit să vă detașați de toată situația și să deveniți toată situația trecută care v-a rănit și ați reușit să deveniți un pic mai
rezistență, un pic mai atenție în legătură cu persoanele pe care le lăsați în viața voastră. Totodată văd că ați trecut destul de mediculos prin toate situațiile ce s-au întâmplat în fosta relație și ați sortat fiecare reacție pe care ați avut-o, ce a fost bun, ce n-a fost bun. Ați învățat practic din fosta relație, ați crescut prin ea. Și văd că ușor, ușor vă îndepărtați către, de această relație și vă îndreptați către ape mai line. Voi veți întâlni o persoană iubită. Aici am spus, mă ocup mai mult de persoanele care se îndepărtează de fosta relație și vor ceva nou. Voi, practic, veți reuși să cunoașteți o persoană într-un cerc de prieteni comuni. Vor fi destul de mulți prieteni mutuali care vă vor ajuta să vă cunoașteți. Bine, și pentru cei care așteaptă persoana anume, tot prin intermediul cunoștințelor comune, se va realiza împăcarea. Dar voi trebuie să aveți încredere că Universul vă protejează. Și ar trebui să realizați că în loc să vă rugați pentru un anumit rezultat pe care voi îl doriți, ar fi mai bine să vă rugați pentru ca lucrurile să se întâmple în așa fel încât să fie cel mai bine pentru toată lumea. Păstrați-vă credința, sunteți pe drumul cel bun. Nu prea am ce să vă spun aici, sincer, pentru că vă văd că ați făcut destul de multe progrese pe iubire de sine și pe dorința de a controla. Veți avea rezultate pentru ceea ce ați făcut foarte curând. Și cam atât. Deci asta este tot ce îmi spun cărțile în acest moment. Bun, și trecem la următoarea etalare. Două secunde, pentru că aici nu am făcut cu ce arhanghel vă puteți lucra. Și aici aveți arhanghelul Zadachiel. Și să văd dacă mai este V1-ul. Zadachiel și Camuel. Încercați să lucrați cu ei și cu siguranță veți avea rezultate mult, mult mai rapide decât în mod normal. Bun. Și acum, în cele din urmă, ultima variantă. Varianta a treia. Asta e acuzat accidental. Mie, sincer, nu vă văd. Deci aici există două variante. Fie relația pe care vă doriți voi să fie una în secret, fie persoana pe care o doriți voi în acest moment are pe altcineva, dar este dispus să aibă o aventură. Nu văd alte scenarii aici, sincer. Această persoană are multe traume legate de familie, de vindecat. Foarte puțină stabilitate veți întâlni la această persoană și această persoană vă face un gest către voi destul de curând. Nu este o persoană pe care vă puteți baza, nu este o persoană foarte stabilă în gânduri financiar, da, este o persoană care caută să aibă un confort financiar. Nu, problema ei este în primul rând cu toleranța și acceptarea, adică dacă ceva îi se pare un pic ne la locul lui, nu trebuie să fie ceva măreț, care să fie neregulă, dar orice mic gest care nu îi se pare ok, reacționează destul de tăios și destul de dur, ca să zic așa. Și nu mereu este cazul. Această persoană nu știe ce vrea să facă cu propria persoană, nu știe ce vrea să facă pe viitor, nu are niciun țel, pentru că această persoană e posibil să fie avut anumite visuri și destul de curând să-i se fi întâmplat ceva și să-și dea seama că nu le poate obține. Și acum se gândește să își facă noi planuri, dar nu știe la ce să se aștepte din partea situațiilor pe care le poate întâlni. Există foarte mare chimie între voi. Această persoană se ocupă în mod
constant de vindecarea traumelor de familie. Ce puteți voi să faceți pentru a atrage această relație este ca și voi pe partea voastră să vindecați anumite traume legate de familie, aveți grijă la traumele legate de control, încercați să nu mai judecați prea mult persoanele din jur, încercați să fiți mai înțelegători și să învățați. Deci, practic, voi aveți o tendință de a voi pune limitele un pic peste măsură. Încercați să fiți un pic mai maleabili, mai flexibili. Nu stați focusați pe oare ce va face această persoană, pentru că nu are rost. Aici toată situația nu o văd oricum prea minunat. Cel mai bine ar fi dacă ați putea să vă eliberați pur și simplu de această relație odată pentru totdeauna, pentru că nu văd să fie ok, nu văd nici să aibă un rezultat benefic, cel puțin pe termen scurt, sub nicio formă, dar contact din partea acestei persoane pentru dumneavoastră cu siguranță văd. Încercați să vă axați mai mult pe chakrele, 2 secunde și vă zic exact, dar cred că rădăcina ar fi una destul de semnificativă pentru voi. Bine că a căzut. Of, minima. Bun. Chakra rădăcină și chakra sacrală sunt foarte importante pentru voi. Încercați să lucrați cu ele. Nu este, nu are rost să vă ocupați atât de mult de alte aspecte pe această relație. Ideea aici este că nu pentru relație ar trebui să vă ocupați de aceste lucruri, ci pentru propria persoană. Pentru că, v-am zis, în această situație, oricum va fi un contact din partea persoanei voastre destul de curând, nu vă dureze foarte mult până această persoană vă va contacta, dar nu o văd să vă contacteze într-un mod sănătos, nu o văd să vă contacteze pentru o situație stabilă, nu văd ca situația pe care o veți avea să fie de durată, nu văd să fie lucruri construite cu cap în toată situația asta. Dacă vreți totuși să abordați această situație, este strict decizia voastră. Însă chakra sacrală și chakra rădăcină sunt foarte importante, în primul rând pentru dumneavoastră. În legătură cu această relație, sincer, orică veți lucra cu ele, orică nu va fi o foarte mare diferență, doar că aceste chakre vor fi mai afectate decât restul. Bun. Cam atât am avut de spus și pentru voi. Sper că v-a fost util această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!